Stimată doamnă ministru, asistență, dragi colegi, bună ziua! Suntem onorați să avem în calitate de oaspeți în instituția noastră și să găzduim acest eveniment de predare a echipamentului modern, atât instituției noastre, cât și altor spitale din țară. Aș vrea să menționez de ce echipament, mai exact a beneficiat instituția noastră, Spitalul Raional Ștefan Vodă. Vorbim de aparate de monitorizare a funcțiilor vitale, ventilator, aparat de anestezie, mașină și lampă pentru operație, dar și consumabile, mașini de oxigen, măști de oxigen, canule de oxigen nazale și alte echipamente. Este un suport foarte important și valoros pentru noi, de care probabil n-am beneficiat. Pentru facilitarea accesului la echipamente performante, mulțumim Ministerului Sănătății și partenerilor noștri, astfel pot fi modernizate serviciile medicale din spitalul nostru. Noile tehnologii sunt indispensabile pentru monitorizare eficientă a stării pacienților, sporirea calității asistenței medicale acordate bolnavilor cu urgențe medicale. Cu ajutorul acestor echipamente, medicii pot să aprecieze o serie de parametri de importanță vitală și în baza lor să stabilească conduita terapeutică adecvată care va crește șansele de salvare a pacienților aflați în stare gravă. Vă mulțumesc și doresc să ofer cuvânt Ministrului Sănătății, doamnei Ala Nemirenko. Mulțumesc tare mult, stimați reprezentanți mass media, Mileana Gârbic, reprezentantă Organizației Mondiale Sănătății, domnul Heli, care este reprezentant și responsabil pentru populații, refugiați și migrații a Departamentului de Stat a Statelor Unite ale Americii, și Valeriu Sava, care reprezintă Agenția Elvețiană de Dezvoltare și Cooperare în Republica Moldova, deci biroul, care sunt partenerii de bază cu care împreună am putut să avem acest proiect foarte frumos de asigurare a unui șir mare de spitale din țară, începând cu republicane, municipale, Chișinău și raionale, pentru ca să le asigurăm activitatea de rutină. Domnul director a spus care sunt cele mai importante echipamente care au venit în spital și felicit colegii din Ștefan Vodă că se vor bucura și vor putea efectua operații cu astfel de echipamente performante. Totodată aș vrea să menționez ce este distribuit astăzi în toată țara. Deci, avem distribuite în aceste spitale, de care am spus, 100 de aparate pe care le vedeți aici de monitorizare a funcțiilor vitale. 30 de mese de operații și o să repet încă o dată, în unele spitale, ultimele mese de operații au fost procurate 20-25 de ani în urmă. 10 ventilatoare de respirație dirijată, 10 lămpi mobile care sunt foarte necesare în procesul chirurgical, în operații și diferite proceduri. De asemenea, 15 aparate moderne, iată, îl vedeți aici unul din ele, pentru anestezie. Beneficiarii, după cum am spus, sunt 56 de instituții medico-sanitare publice, 34 din spitalele raionale, fondatorul cărora a devenit Ministerul Sănătății, 13 instituții republicane și încă și 9 instituții municipale din Chișinău. Deci împărțim absolut tuturora. Aceste ajutoare vin în contextul susținerii Republicii Moldova. Deci, deoarece și-a deschis ușile, inimile și a ajutat Ucraina pentru ca să primim aici și să oferim
asistență medicală pe parcursul acestei perioade absolut gratuită prietenilor noștri din Ucraina care au fost refugiați aici. Toate aceste echipamente pe care le-am enumerat mai sus sunt echivalente cu o sumă de 852.520 de dolari, bani care au fost oferiți de către Guvernul Statelor Unite și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și au fost procurate toate aceste echipamente cu ajutorul Organizației Mondiale a Sănătății, care au procedurile dumnealor și le mulțumim foarte mult că au trecut prin aceste oricum proceduri de achiziții pentru ca astăzi țara să fie asigurată cu aceste echipamente. Totodată vreau să remarc și vedeți în cutiile mai mici care sunt alături că au fost repartizate și diferite consumabile. Acestea sunt măștile de oxigen pentru adulți și copii și nu sunt puține, sunt 22.000. De asemenea, canule nazale pentru adulți și copii, de asemenea 22.000. Măști de oxigen cu rezervor pentru adulți și copii în același număr. Consumabile, de asemenea, au fost procurate de Organizația Mondială a Sănătății cu suportul financiar al Guvernului Germaniei. Valoarea acestora este de 125.765 de dolari. Suntem într-un raport de colaborare foarte strânsă cu instituțiile internaționale, cu guvernele diferitor state și nu o să obosesc niciodată să-mi exprim recunoștința că în această perioadă grea prin care trece și Republica Moldova, noi putem să beneficiem de ajutorul și suportul țărilor, astfel ca să putem parcurge mult mai ușor acest drum pe care ni l-am pus în față, să-l atingem, să ajungem acolo unde ne propunem la acest vis de asociere cu Uniunea Europeană. Eu mulțumesc în persoanele dumneavoastră, guvernelor atât a Statelor Unite, cât și a Elveției, totodată și a Germaniei, care ne-au oferit aceste cadouri minunate. Deci vreau să cunoașteți că totdeauna aceste necesități sunt estimate de către Ministerul Sănătății, iar tot ce este donat este transmis, deci în baza unor evaluări, astfel ca să vină acele echipamente de care, într-adevăr, au nevoie spitalele. Și mulțumesc, Mileana, foarte mult pentru ajutor. Totodată vreau să mulțumesc spitalului, personalului medical pentru faptul că pe parcursul anului trecut și acum au oferit multă asistență medicală gratuită celor refugiați din Ucraina care au beneficiat aici de servicii medicale, inclusiv operații și multe alte proceduri, dar și tuturor colegilor mei din țară care au făcut acest lucru cu dedicație, deci ajutând persoanele într-o situație atât de grea. Eu îmi doresc să utilizați cu succes aceste echipamente într-un binele populației și să ținem minte, de asemenea, pentru totdeauna, cine sunt prietenii noștri și cine investesc atât de mult în renovarea, modernizarea instituțiilor medicale din Republica Moldova. Mulțumesc foarte mult! Bună ziua! Stimate doamnă ministru, stimate doamnă reprezentantă a Organizației Mondiale a Sănătății, stimate reprezentantă al Ambasadei Statelor Unite, stimate director, dragi colegi, lucrători medici, asistente medicale aici din spitalul din Ștefan Vodă, îmi face o deosebită plăcere să fiu prezent la acest eveniment și din numele directorului Biroului de Cooperare al Elveției, domnul Bertrani, care spre regret n-am putut să vină și m-am trimis pe mine să-l reprezint aici. Vreau să salut și să felicit întregul colectiv pentru faptul că sunteți fideli sistemului sănătății, că zi de zi vă aduceți aportul dumneavoastră și cu contribuția partenerilor dezvoltare, care o vedeți parțial aici, formă de echipament,
dar acest suport, de fapt, depășește numai procurarea de echipament, deoarece ține și de fortificarea capacităților, îmbunătățirea principiilor de organizare, regionalizare a serviciilor medicale, inclusiv și spitalicești. Deci toate împreună duc la, și sperăm că o să ducă la sporirea performanței, calității, accesibilității la serviciile medicale de către populația Republicii Moldova. Evenimentul de astăzi, de fapt, reprezintă o semnificație foarte importantă, fiindcă demonstrează solidaritatea dintre partenerii internaționali, partenerii de dezvoltare, împreună cu autoritățile din țară, împreună cu cei care sunt zi de zi la slujba sănătății populației, și Elveția face parte și este mândră că face parte din această echipă care contribuie la fortificarea și prosperarea sistemului de sănătate și Republicii Moldova în general. Deci, echipamentul care astăzi va fi donat, el reprezintă numai o parte din multiplele alte donații, echipamente, asistență acordată inclusiv și de Elveția. Și vreau să vă spun că Guvernul Elveției, Biroul de Cooperare care reprezintă Elveția aici în Republica Moldova, va continua să sprijine sistemul de sănătate și suntem porniți de a lansa noi procurări, noi investiții, numai pentru ca aceste investiții să dea roadă sub formă de servicii mai calitative, mai accesibile și să contribuim ca cadrele medicale, care sunt foarte profesioniste, foarte bine pregătite, să rămână în țară și să aducă aportul în folosul populației. Vreau să mulțumesc Organizației Mondiale Sănătății pentru faptul că a contribuit la procurarea acestui echipament și la parteneriatul care este stabilit și, desigur, încă o dată vreau să mulțumesc Ministerul Sănătății și în persoană doamnei ministre, doamna Nemirencu, pentru deschiderea în cooperare și continuarea acestei cooperări. Iar colectivul vă doresc sănătate, vă doresc să vă bucurați de aceste echipamente și sper că o să ne mai întâlnim pentru a vedea rezultatele acestui efort comun și sinergic. Vă mulțumesc! Thank you. First, my apologies that I need to give my speech in English. My language skills are not necessarily the best. So, Madam Minister and partners from the World Health Organization, our leadership and staff from the Stefan Voda Rayonal Hospital, distinguished guests, it's an honor to join representatives from the healthcare community here today at Stefan Voda Rayonal Hospital. Ce stimată audiență, vă salut astăzi aici în cinta spitalului Rayonal Stefan Voda, stimată doamnă ministră, stimați reprezentanți organizațiilor internaționale, conducerea spitalului Stefan Voda, onorați oaspeți, am deosebită onoare să fim prezent la acest eveniment și cer scuze că vorbesc în limba română. I'm very happy to be here on behalf of the United States Embassy in Moldova. Deci, vă salut din partea Ambasadei Statelor Unite în Republica Moldova. Healthcare is not only a priority for refugees and Moldovans, it is also a right. Sistemul de ocrotire a sănătății nu este doar o prioritate pentru Republica Moldova, dar este și un drept. And to quote Dr. Tedros Ghebreyesus, who's the Director General of the WHO, the World Health Organization, and this might be hard to do a little translating. Ghebreyesus, care este Director General al Organizației Mondiale al Sănătății. Okay. The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being. Și noi toți susținem că aderarea la principiile, cele mai înalte principii de ocrotire a sănătății este un drept în sine pentru toată lumea. Without distinction of race,
religion, political belief, economic or social condition. Fără a diviza pe principiul de drept religiei, pe criterii politice, economice, sociale și altceva. And I would add also without distinction of location, because as I was talking to the minister when I first came in, it's not a question of whether you are in Chișinău or in Ștefan-Voda, if you should receive good health care, it should be everywhere. Și desigur că fără a ține cont și de divizarea pe criterii de localitate, fiindcă a primi servicii medicale atât la nivel central cât și la nivel de raion, este o prioritate pentru toată lumea. And that's why I'm so happy today to come to Ștefan-Voda and see all of this equipment that we have helped through our partnership with the government of Moldova and the World Health Organization make happen. Și sunt bucuros să fiu astăzi prezent aici la Spitalul Renal din Ștefan-Voda, durând acest, fiind parte la această procedură de donare a utilajului la care au contribuit și reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății și ceilalți parteneri. The equipment donated here today, utilizing support from the U.S. government, from Swiss, the Swiss cooperation and other partners, could mean the difference between life and death for many patients, Moldovan and refugee alike. Acest utilaj donat de partea Guvernului Statelor Unite, precum și din partea Agenției Elveției pentru Dezvoltare și Cooperare, poate constitui un punct foarte important pentru pacienții care se află între viață și moarte. The United States is proud of the nearly $100 million that we have provided to support the people of Moldova and the refugees fleeing Russia's brutal aggression, given to support the people of Moldova and their response to the refugees fleeing Russia's brutal aggression through important initiatives such as healthcare projects like this. Și suntem bucuroși să vă oferim această donație în valoare de $1 million SUA pentru populația Moldovei și pentru refugiații din Ucraina care au fugit și făcut din cauza războiului în Rusia, astfel oferind perspective pentru sistemul de ocrotire a sănătății în țară. And to export the expansion of access to healthcare for everybody. Și în același timp pentru a oferi o posibilitate de exportare acestor servicii medicale pe teritoriu și mai departe. It's a great example of our long-standing partnership with the people and the government of Moldova to address the immediate challenges and build democratic, prosperous and secure future. Deci este o inițiativă care este lansată de noi împreună cu Guvernul Republicii Moldova pentru a face față provocărilor existente și a transmite mesajul unei guvernări democratice în lume. And finally, I want to take a moment to express our admiration to the healthcare workers of Moldova for all the work that you do every day for so many people. Thank you. Și doresc să exprim admirația profundă pentru lucrătorii sistemului de ocrotire a sănătății, pentru munca zilnică pe care dumneavoastră o exercită în fiecare zi. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc! Thank you. Bună ziua, Madame Minister Nemerenko, our dear partners, US and the Swiss Development Cooperation partners, Domnul Director, thank you very much for hosting us. Thank you to your team and your personally for hosting us in this hospital, for hosting us in Ștefan-Voda. Bună ziua tuturor! Vă salut, stimați reprezentanți ai Guvernului SUA, al Agenției Elveției pentru Cooperare și Dezvoltare, stimată echipă a spitalului. Vă mulțumim pentru faptul că sunteți gazda acestui eveniment și vă zicem bună ziua la toată lumea. And I would like to start with what has been said by Madam Minister and previous speakers. I would like really to thank health workers in Ștefan-Voda and health workers everywhere in Moldova for their commitment, for their hard work in responding to COVID-19 pandemic and now to this refugee crisis caused by the war in Ukraine.
Deci, desigur că mulțumesc și reprezentanților Ministerului Sănătății, reprezentanților Spitalului din Ștefan Vodă, tuturor angajaților pentru munca asiduasă, pentru dedicație în lupta împotriva COVID-19, precum și pentru acceptarea și acordarea ajutorului refugiaților care au fugit de la războiul din Ucraina. And it is certainly a challenge to a country with limited resources to manage multiple crises as Moldova is doing. Este o provocare pentru o țară care dispune de resurse limitate să gestioneze crize multiple, acele crize care s-au obătut actualmente asupra Moldovei. But one thing we are sure of, and that is that Moldova has friends. Dar noi suntem siguri de un lucru, că Moldova dispune de tărie necesară și posibilitățile necesare acum. And thanks to the donors present also today, to the US, Swiss government, German government, thanks for their support and thanks for them being here and coordinating their work with Ministry of Health, we in WHO can reassure that our commitment to be supporting continuous access to quality health services for the Moldovans and for the refugees. Deci, desigur că acest lucru se datorează și guvernului SUA, guvernului Germaniei, guvernului elvețian. Vă mulțumesc pentru susținerea acordată și coordonarea acestor activități cu Ministerul Sănătății. Noi, fiind reprezentanții ai Organizației Mondiale a Sănătății, încă o dată ne demonstrăm angajamentul să mergem pe această cale de a vă susține ca să puteți acorda servicii medicale de calitate populației Republicii Moldova și refugiaților. And indeed, we cannot distinguish health needs. They are the same for all people, no matter who they are. And today we see that anesthesia workstations, monitors, patient monitors, ventilators will be used in this hospital, but will be used also in other health facilities in Moldova. Deci noi nu putem estima cu siguranță care sunt necesitățile populației Republicii Moldova, dumneavoastră mai bine cunoașteți și acum aveți aceste aparate de anestezie, aceste ventilatoare pentru pacienți, monitoare care monitorizează funcțiile vitale a pacienților în spitale și de care pot beneficia cetățenii Republicii Moldova și cei veniți din Ucraina. Just to finish this translation of yours, I also wanted to say that indeed all this equipment will be used by the hospitals for both local population and for the Ukrainian refugees, so that we can see better surgical outcomes, we can see faster post-operative recovery, and we can see better experience, patient experience in general. Deci acest echipament medical care a fost donat pentru necesitățile pacienților din Moldova, precum și refugiaților, se va solda cu rezultate chirurgicale mai bune, rezultate mai bune în urma intervențiilor chirurgicale, precum și vor avea un impact pozitiv asupra recuperării pacienților și vor avea un efect pozitiv pe ansamblu. And the second tranche of the consumables that that minister also informed you about is indeed these are masks and cannulas that will be used for oxygen concentrators, and these services will be provided to patients with respiratory infections. Deci aceste consumabile care se oferă, aceste măști, aceste canule pentru concentratoare de oxigen vor fi oferite pacienților care suferă de afecțiuni respiratorii. And with this I would like once again to thank Ministry of Health for all the guidance, for being a great partner to all of us throughout all these years of crisis, because Moldova didn't have time to rest since COVID started. Now we are dealing with another crisis, and it is crucial to have a strong
and reliable partner in Ministry of Health. Și doresc să mulțumesc din nou reprezentanților Ministerului Ocrotirii Sănătății pentru îndrumarea pe care dumnealor o oferă în timpul acestor ani, în timpul crizei COVID care a avut loc, în timpul celorlalte crize care s-au abătut asupra țării. Și sperăm să fie această colaborare una de succes. And thank you very much to our donors, to our partners for investing in health system in Moldova and for investing in resilience of Moldovan population. La fel, mulțumim tuturor donatorilor și partenerilor care au investit în sistemul de ocrotire a sănătății din Moldova spre beneficiul populației noastre. Mulțumesc. Vă mulțumim. Onorată asistență, încă o dată vrem să mulțumim din partea colectivului, din partea comunității, că vom beneficia de servicii, de aparataj modern, pacienți de servicii performante și pe nota asta vreau să vă spun că îmi permit să închid în briefingul dat.